Campania Realitatea TV România prinde rădăcini a mobilizat peste 3.000 de voluntari la Comănești, în județul Bacău. Oamenii au plantat 26.000 de puieți de brad, molit și paltin pe o suprafață de teren de 5 hectare. Toată zona aceasta, în 5 ani de zile, va avea pădure cum a avut în urmă cu 20 de ani. Politicieni, profesori, elevi, motocicliști și alpiniști, toți s-au alăturat campaniei Realitatea TV. Îmi place acțiunea pe care o faceți. Mi-aș dori ca nu doar o zi pe an să plantăm în România, ci 365 de zile pe an, dacă ar fi posibil. Aș vrea să prindă rădăcini schimbarea de mentalitate a tuturor. Avem un grup de la școala numărul 5, să le caute plăcuțele, și numărul 6. Nu renunțăm 5 ani cât e contractul. Oamenii vor descoperi că în loc de dragoste cu sila pentru natură, se poate dragoste adevărată. Ce vedem aici este un exemplu clar de solidaritate. Ați reușit să solidarizați toate clasele sociale din România. Cu oamenii nesimțiți au venit și au tăiat copaci toți și noi acum plantăm. Cânge simbolic pentru mine, pentru că în felul ăsta eu prind rădăcini la Bacău. Pe 25 aprilie în județul Suceava e ultima etapă a campaniei de primăvară România prinde rădăcini. La revedere și nu uitați, trebuie să plantați un pom ca să lăsați un semn al trecerii dumneavoastră pe pământ. Campania Realitatea TV România prinde rădăcini a început în toamna anului 2008 și se derulează în parteneriat cu Rom Silva și Mai Mult Verde, dar și cu sprijinul Petrom și al consiliilor județene și locale.